Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, stai aici împreună cu pisica. Bună. Și astăzi, oameni buni, avem ceva foarte special pentru că l-avem pe Cartoon Cat aici de față. Da, și ne face cu mâna. E foarte, foarte bucuros să ne vadă. Însă avem și o grămadă de mașini. Și probabil v-ați prins care-i trebușoara cu aceste mașini, da? O să trecem pe această rampă și vom încerca să intrăm poate în gura lui, să vedem din ce este făcut. Oare? Poate e făcut din tort de ciocolată, poate e făcut din înghețată, nu știu exact, scrieți voi în comentarii dacă știți. Dar, pisică, înainte de asta, vreau să apăsăm cu toții pe butonașul de like și fii atentă. Ești pregătită de așa ceva? Foarte pregătită, hai să pisică, vedem. Pisică, tu nu ești pregătită, deci fii atentă, am mănușa lui Thanos. Da. Și ne vom alege o mașină de pe aici. Hai să vedem ce mașină ne place nouă cel mai mult. Îl avem pe Bookshe aici, da. Pe Bookshe l-am mai folosită. Vreau ia să vedem. Uite, cred că o să iau un de-asta mare. Hai să vedem, uite ăsta, da? Da. Ei, și în momentul în care eu o să fac așa din degete, știți cum face Thanos, așa face. Face așa din degete, da? Ei, când fac eu așa din degete, voi să apăsați pe butonașul de like. Ok, sunteți pregătiți? Ok, pregătiți. Toată lumea pregătită. Hai să vadă ce se întâmplă, da? Hai da să vedem. În 3, în 2, în 1 și like. Ia. Ia să am vedem. Făcut din degete. Bam! Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Începe să se mănânce mașina. Deci uitați-vă puțin. S-a dus mașinuța noastră. S-a dus mașina. Hai că am avut și mașină. Dacă vreți, în episodul acesta o să încercăm pe fața lui Cartoon Cat același lucru. Dar uitați-vă până la final să vedeți ce putem să facem. Și vă mulțumim foarte mult dacă ați apăsat deja pe acel butonaj de like. Uite, hai să mai folosim pe încă o mașină să se vadă efectul mai bine. Ia, fiți atenți. Să duce mașinuța ușor, ușor, ușor. Zici că mușcă cineva. Da, zici că mușcă cineva. Și uite, dacă vreți așa înainte să pornim episodul, hai să folosim și ăsta. Și o să-l folosim pe această mașină roșie. Ia, fiți atenți. Va. Ma, deci efectul ăsta e foarte tare. Problema cu efectul ăsta e că îmi laghează jocul. Adică după ce îl folosesc, uite cum se mișcă jocul. Da. Dar e foarte tare efectul ăsta, mi se pare genial. Bun, hai să luăm mașini și să sărim pe rampă să vedem ce zice domnul Cartoon Cat. Uite, cred că una dintre mașinile astea, uite, asta de aici, pare o mașină suficient de rapidă. Da, pare rapidă, bine. Da, pare de curse. Da, e de curse. Ah, și s-a făcut un upgrade, acum mai nou. Toate camioanele astea, în momentul în care vor atinge ținta, vor face poc. Ok? Ok, super. O să vedeți, s-a făcut un upgrade la vehicule. Dar, ia să vedem noi cu mașinuța noastră de curse care-i trebușoara. Ia să vedem. Ce zâmbește Cartoon Cat. Bă, ce faci, bă, Cartoon Cat? Uite, Alo! Să nu faci așa! Să nu faci așa! Am vrut să mă opresc! Wow! Unde am ajuns? Vai de mine! Ce-am făcut acolo? Suntem pe partea cealaltă! Vedem imediat, vedem imediat. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Deci am intrat pe o parte și am ieșit pe cealaltă. Da. Și se da pare că este făcut din fistic. Din fistic. Wow. Delicios, înghețată de fistic. Bă, nene, ce-i pe acolo? E un loc secret în Cartoon Cat, voi vedeți? Ia uite, locul ăsta nu l-am făcut eu. Cred că-s picioarele. Cred da, că-s picioarele. Probabil. Dar ce-o fi înăuntru aici? Eu asta sunt curios. După dinți, după ochi, nu știu. Hai să vedem. Mai avem o mașină specială pe care n-am avut-o până acum și anume acest emoji. Hai să vedem emoji-ul ăsta, ce râde. Moare de râs. Moare de râs, îi dau lacrimile. Ia să vedem. Cartoon Cat nu prea moare de râs. Cartoon Cat, nu. Ce zici? Lasă-ne în pace, Cartoon Cat. Mamă, cum s-a... Wow. Mamă, cum s-a dus Wow. Și nu s-a distrus mașina. Ia, mi-a dat cu palma, m-a aruncat. Doamne ferește, și-a dus mâna la spate. Ia, poate picăm în capul lui. Cum ar fi? Hai în capul lui, hai în capul lui, hai în capul lui. Nu, n-am reușit. Bă, ce interesant arată mașinuța asta. Pe îmi place are, mult. Are ceva ciocolată și deasupra așa, de vanilie puțin. Nu de vanilie, asta de lămâie. Asta nu se strică, aparent. Ok. Nu putem face asta, ia uite ce frumos. Ia uite, papa, Cartoon Cat. Ok, bun, ia să vedem. S-au dus picioarele lui Cartoon Cat, dar ce ne interesează este că... Uite cum a lovit, vezi? Bă, dată palme! Stai cu minte! Ia uite ce i-a făcut aici la bărbie. Da, zici că a mușcat cineva din bărbie. I-a mușcat cineva din bărbie lui Cartoon Cat, dar fiți atenți că dacă reușim să-i distrugem toată partea asta, o să pice capul cu totul pe jos. O să fie destul de interesant. Hai să vedem ce alt vehicul să-l luăm. Dă-i cu un tir de ăsta. De asta care bubuie? Da, okay. Hai să vedem acolo pe care. Avem WhatsApp.
Wii U, Netflix, Discord. Hai cu Discord. Hai cu Discord. Hai cu Discord. Că dacă tot vorbim pe Discord, hai să dăm cu camionul Discord. Sunteți pregătiți? Ia. Pregătiți. Ați apăsat pe butonașul de like? Vreau să văd. Ok, fiți atenți. Mă opresc aici. Vreau să văd cine a apăsat. Ați apăsat? Eu am apăsat, capitanule. Și tu, pisica, ai apăsat? Gat. Da, normal. Dacă a apăsat și pisica, e clară treaba. Îi dăm înainte cu bustulica și... fără frică. Și să vedem. Mâna dispare. Ați văzut că a bubuit? Dar de ce n-a dispărut mâna? N-a dispărut mâna pentru că asta e mâna care se mișcă. Și de obicei mâna care se mișcă trebuie ruptă de pe aici, pe undeva. Da. Știi că și la celelalte caractere, chestiile care se mișcau... Ia, stai cu minte! Eu... Alo, alo. Ok, hai să vedem ce... Ia ce avem aici. Opa. Stai așa că nu e așa. Trebuie să văd că nu știu pe unde să intră în tankul ăsta. Cred că pe aici. Pe sus. Gat. Pe sus, așa. Ok, hai să avem grijă să nu distrugem celelalte vehicule. Da. Pentru că cu tankul ăsta e un piculeț mai nasol. Așa, ușor. Okay. Ha, te-ai împins doar. Ok. Că poți să distrugi toate vehicule cu tankul, știi? Da, da, știu. Și acum... O să sărim cu viteză. Ia, fiți atenți că îi dau boost. Haide, îi dau boost. Se duce pe o parte, se duce pe o parte. Trage în el, trage în el. Uite cum a dat. M-a împins. Doamne ferește, dar unde ne trimite? Bă, cartonchetule, ce mi-ai făcut? Oh my god. Bine, tankul ăsta e destul de puternic, să zic. Oh my god. Da, chiar este. Trece, adică vezi, rezistă cât de cât, să zic, dar se distruge la un moment dat. Nu mai ai ce să-i faci. Ne trebuie ceva mai bun de atât. Știi care e problema cu tankul? E foarte greu și nu reușește să facă săritura cum trebuie. Cred că o să luăm acest autobuz cu LOL. Da. Că este mai amuzant. Așa. Și Cartoon Cat vrea să se bată cu noi, fiți atenți. Și acum vine săritura. Ce a fost asta, capitanule? Bă, dar sare într-o parte, uite, chiar într-o parte, da. M-a aruncat într-o parte, dar nu știu de ce. El face chestia asta, oare? Probabil. Uite cum face. Ia asta, mă, că e o mașină de aici, una mică, ia rău mașină, de tot. Ia și una mică. Să văd dacă tot așa mă împinge. Ia vezi. Gen, de la săritură. Nu, uite, asta merge bine. Asta merge bine. Aha. Bun. Ia, fiți atenți că suntem înăuntru. Suntem în Cartoon Cat. Mamă, uite, coborâm pe la picioare. Bă, pe unde am coborât? Ok. Bine, nu. Ok, nu mai știu cât de la asta, dar da. Da. Ok. Dar nu știu, scrieți în comentarii din ce este făcut acest Cartoon Cat. Eu zic că este făcut din înghețată cu fistic. Ok? Da, înghețată cu fistic. Înghețată acolo cu fistic. Sus înghețată de vanilie și mai sus avem înghețată de cremă de lămâie. Da, chiar. Uh-huh. Orice verzui, să zic. Sau poate, uite, cineva poate ar veni cu ideea că ar fi de mentă. Da, poate. Poate fi și de mentă. Asta nu știu exact, dar hai să vedem. Cartoon Cat vrea să mă primească, uite. Da, văd. Haide și... Și... Încă puțin, bine. E bine. Bravo, Bucșă. S-a dus Bucșă, nu mai avem nici Bucșă. N-am mai rămas Bucșă deloc. Dar acum ia să vedem unde ar trebui să nimerim. Uite, pe aici ar trebui să nimerim și pe aici, ca să poată să pice căpățâna pe jos. El încă mai face, uite. Dar are mai gaură în el. Stai să vedem noi. Vreau ceva. Asta? Uite, asta are ceva. Da, are de la în față, vezi? Are ceva în față, da. Ia, stai că măresc boost-ul. Fii atentă. Măresc viteza la boost. Ia. Bă, îmi zboară mașină. Ce-ai făcut, capitanul? Le-am stricat mașina? Ok, cred că... Nu, e bine, e în regulă. Nu știu ce se întâmplase. Ia. Și acum. Yes! Hai că am nimerit bine. A fost bine? A fost bine. I-am dat puțin acolo. Dar trebuie să vedem... Opa. Da. Din păcate, nu mai e ce face cu mașina când ajunge pe jos, pentru că picioarele deja i s-au dus. Adică... Da. N-ai ce să-i mai faci, dar... Asta așa. Cu parcă, ia. Așa, că pare o idee bună. Vreau o viteză mai mare la booster, dar uite, în momentul în care bag viteză mai mare la booster, mi se ridică mașina în sus. Se ridică puțin mașina, da. Nu știu exact din ce cauză, dar hai că am băgat viteză mai mare. Ce e? Săritura. Dă și... Mamă, ce aia tare! Zic. Asta a fost zic. Bine, asta a fost perfectă. Ia, stai să vedem cât a distrus. Deci a distrus, bă, mai are puțin rău de tot. Oricum o să-l distrugem complet cu puterile pe care știți că le avem. Dar până atunci vreau să ne folosim de chestiile astea. Ce să stăm? Asta nu le știu, ce e asta?
E ceva de aia, nu știu ce faci. Cred hammer că down și hammer up? LOL? Pe bune? Yeah. Asta e tare. Aoleu. What? Okay. Nu știam de chestia asta. Bam. Wow. Mamă, ok, asta e tare. Mașina aia. Ia, yeah, fiți atenți. Fiți atenți. Și acum, și acum, asta a fost perfectă. A fost perfectă. Mamă, okay. Dar ce tare e vehiculul ăsta. Astea sunt vehicule noi, v-am zis, s-au băgat vehicule noi. Deci pe aici s-a dus de tot căpățâna. Da, și mai e pe partea aia. Dar nu știu cum mâna asta în care a rămas. Nu știu. Bine, ia două la spate, drept... capitanule. Mamă, mi-a dat una de... nici n-am mai văzut. Cei drept i-a rămas doar aici, cum v-ar veni. Da. Dar mai are foarte puțin. Stai să vedem. Eu te-un tăculez mic. Ce răgut să arată. Bebe tank. Bebe tank. Ia, uite, asta cred că o să fie folositoare. Ia, fii atentă. Cu bila asta. Da, exact. Numai că nu știu cum o să se ducă bila asta, dacă o să fie ca lumea. Nu, că pe mine nu mă distrugește. A fost bine. Da, dar el a luat foarte puțin. Știu, dar dacă aș... Mamă, dacă aș putea să controlez vehicule în aer... Da, să știu. Să pot să aduc vehiculul, de exemplu... Auzi, poți lua un tir? Spre căpățâna lui. Da, tir. Bună idee, ia bună idee. Ia un tir și mărește viteza. Ia, fii atentă. Ia zi pe care îl vrei. De fapt, doar astea bubuie. Da, ele pe alea de bubuie. Hai, WhatsApp. Hai să vedem. Hai, WhatsApp-ul, hai. Ia. Yeah. Hai să... Și mărește viteza. Bă... Îi măresc viteza, stai că începe să zboare. Ia uite-l. No, 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 no. Ok, de gând să mai cobori sau... Alo? No, mergem așa. Mergem așa, nu-i problemă. Uite așa mergem. Uiii! Problema e că nu știu dacă mai coboară. Aoleu, no! Nu prea mai coboară! Da. Oh my god. Ce se întâmplă, oameni buni? Nu știu ce s-a întâmplat zic. Ceva din cauza că am mărit viteza de booster. Cred. Ia unul și nu mai mări viteza aia. Da, problema e că acum toate chestiile zboară, că e un fel de gravitație din cauza boosterului. Ia să văd. Și-a revenit? Și-a revenit. Gata. Ok. De la boosterul ăsta, deci bagă gravitație cumva. Ia. Și... Acum. Hai. Mamă, se duce perfect. Wow! Yes. Mamă, asta a fost minunat. Ia că sunt căpățâna! Îi pică! Ia, stai să vedem. Problema e că... Se mișcă în reluare. Căpățâna lui e pe jos, ia uite-o. Da, 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 se duce, ia uite. Căpățâna mușcată. Bă, dar să știi că a rămas. A rezistat? Uite-te ce? Și tu. Ia uite cum arată. Știi care-i faza? Ok, s-au spart dinții de jos, da. S-au spart dinții de jos, de a rămas capul. Mă așteptam, da. Ia uite cum arată pe interior. Mă așteptam să se distrugă de tot. Că știi că la celelalte caractere parcă s-a distrus de tot căpățâna, da. Când pica pe jos. Uh-huh. Ia stai, că asta înseamnă o chestie interesantă. Dar vezi că i-a zburat putea... și un picior. Da, văd că i-a zburat și un picior. Dar am o idee. Aici avem vehiculul acesta care nu s-a stricat. Nu, și pe care aș putea să-l folosesc. Mamă, și dai acolo. Mamă, ce tare. Dar stai exact. Să văd dacă reușesc să navighez pe aici. Că asta cam bubuie dacă te atingi de ele. Da, da, important e că nu-ți distruge ție mașina. Stai să vedem, stai să vedem. Gata? Gata. Ia, fiți atenți. Perfect. Salut! Boom! Bang! Mamă, nu, ce delicios! Tare. Așa mi-a riscat tonchetule! Ia uite! Puc! Așa, perfect! Puc! Mamă, n-a mai rămas nimic de aici. N-a mai rămas... Care, pe mine? Da. Aha. Ok. Ia uite urechile. Ia, da, îl văd. Băi, băiatule, cum se vede! Nu mai rămâne nimic din el. Cum se vede! Ok. Wow. Mi s-a stricat ăsta? Nu mi s-a stricat. Gata, s-a dus de tot. Hai nu că... Nu mai vrem aici. Ia, hai să mai facem o săritură. Și pas o să-i dăm reset, pentru că vreau să ne testăm și alte chestii. Uh-huh. Dar o să vreau să folosesc ăsta. Ok. Și să încercăm să sărim cu ăsta. O să văd dacă pot să sar... Da, tot face cu mâna aia. Ia, sărim prin mijlocul lui, cum ar veni. Așa. Asta și cum o vezi bine cu katana, capitanul. Cu katana, da, exact. O să încercăm să ștem pe din două cu katana, să vedem care-i treaba. Dar o să trebuie să dau restart la hartă, așa că fiți atenți. Înainte să-l tăiem pe din două, vreau să încercăm, știi că am eu o armă care poate să arunce cu mașini.
Și da, problema cu această rampă și cum a fost planificată harta este că tu când sari de aici, ajungi cam pe aici. Da. Nu poți să ajungi direct în fața lui. Și vrem să vedem ce s-ar întâmpla dacă s-ar duce o mașină direct în fața lui. Așa că... Ia. Bun. Ei, și acum putem să vedem aia. Exact chestia asta. Uite, e și pe aici. Da. Bun, hai să vedem. Dă-i în nas. În nas? Da, puc, în nas direct. Mamă. Wow. Ok. S-a făcut un tunel. Mamă, cum se vede. Ok, hai să încercăm. Stai că și-a dat cu mâna prin cap. Wow, nu știu ce face. Cine l-a mușcat? L-a mușcat de nas. De acolo. Ia, prin dinți. Ia să vedem. Ia. Ia și prin dinți trece. Da. Bă, dar poți să-l faci efectiv pe din două. Cu vehiculele. Ia. Ok. Uitați-vă și voi prin ochi. Da. Argile verde e ca un tort. Adică pe din... nu e chiar cartunchetul real. E cartunchetul varianta înghețată sau tort. Ce vreți voi să-i ziceți. Uh-huh. Pentru că cartunchetul nu ar fi așa pe interior. Dar... Nu. Ia. Piu, piu, piu. Așa, și stai să văd ce se întâmplă dacă îi dau așa. Ok, dăm așa, îi dăm. Ia. Ia uite. Ai zici că se uită în jos. Vedem în slow motion, se uită în jos, dar nu se mai uită în jos, că se duce de tot. Ia. Bum. Oh. Te-ai lovit și tu. M-am lovit și eu. Bum. S-au dus urechile. Mamă, urechile sunt papa. Bă, se dărâmă tot, fii atentă. Gata, intră în pământ cu a intrat în pământ cu totul, dar tu ai văzut că gen data trecută nu i s-a dus toată fața. Gen a rămas când a picat atunci. Da, știu. Dă-i și la mâini, dă-i la mâna aia de se mișcă, mă-i nervează. Stai că-mi dă cu mâna. Dă-i acolo, capitan. Stai. Uite, vezi? Nu poți să-i distrugi mâna asta. Nu, dă-i de acolo, de la... Ce? Hai că se distruge. Hai că s-a dus. Încă își mișcă mâna, dar e separată de corp. Dacă vă vine să credeți. Vine mâna după mine. Capitanule, zic că vine mâna după mine. A venit mâna aici. Mâna. Bă, ce face asta? Oh, nu. Zic că încă se mișcă mâna pe aici. Uite-te. Da. Oh my god. Oh my god, ce e asta? Ia uite. Bă, vine mâna, cartunchetul aici. Grijă. Bă, dă toate astea la o parte. Mi-a stricat toate mașinile. Da, zic că nu vine să cred ce se întâmplă aici pe teardown. Pleacă de aici, băi, cartunchetule. E rămas doar mâna. Nu știu de cine e controlată mâna asta, dar în momentul de față e cam ciudată treaba. Bun, hai să dăm restart la hartă din nou și de data asta să folosim katana. Ia uite, venim așa frumos și o să dăm așa. Hai să ne tai câte o feliuță la fiecare. O feliuță de tort de cartunchet, da? Hai. Hai să vedem. Dăm cu slow motion și să vedem care-i treaba. Așa. Mamă, delicios. Pă, parcă are și ceva ciocolată așa. Are, cum să e nu. Un pic de două chestii, știi? Un pic de ciocolată, ăsta roșu pe cei cu căpșuni. Da. Parcă exact. Așa mi se pare. Dar oare se va duce parte? Eu cred că se desparte de tot. Nu s-a despărțit de tot. Wow. Mamă, cum arată delicios. A rămas cine așa. Bă, dar uite, vezi, aici are un pic de ciocolată, parcă. Iar ăsta alb e ceva din zahăr făcut. Știi că sunt la torturi? Poate. Chestii din alea de zahăr. Nu știu exact cum se numesc, dar gen sunt făcute special ca să fie de zahăr. Și acum, cine vrea să-i tai o felie de... Uite, așa o să-i tai. Ia. Așa. Ia să vedem. Asta e o feliuță pentru cineva. Cine okay, vrea. Eu. Vrei tu? Ia, fii atentă că o să zboare de aici. S-o prinzi. Acum. S-o prinzi că zboară. Ia, fii atentă. Opa, opa. Și? S-a dus felia. Ia uite bucata. Ia uite felia de tort. Bă, deci îmi place atât de mult jocul ăsta, nu știu, mi se pare genial. O să mai facem episoade, că am văzut că vă plac. Și de ce nu, mi se par foarte interesante și amuzante în același timp. Ia să vedem noi, mai tem o feliuță de aici. Gata, cum cine vrea felia asta? Cine vrea felia asta? Bă, dar chiar arată ca o, chiar arată ca un tort. E că, pe bune, chiar arată ca un tort. A buit acolo jos. Și acum să-l tăiem de aici, nu? Să vedem. Da. Bă, dar du-te de aici, lasă-mă. Ia uite ce face. Văd. Pe din două. Așa. Stai așa, că nu mai pot să zbor, nu știu de ce. Dar se taie pe din două. Mamă, uite. Fii atentă ce o să lăguiască acum, că zboară cu totul. Cred că zboară cu totul corpul. Nu cred că zboară. Ba da, ba da. Ok. Oh my god! Wow. Cum arată? Okay.
Bă, deci asta e un fel de challenge. Cake or not cake. Știi cum e challenge-ul ăla? Da, da, știu. Eu uite-le. Deci aici, da, clar, e doar din ăsta făcut, din fistic în mare parte. Are și, și alte chestii, dar e mare parte din fistic. Și v-am promis la începutul episodului că o să-i dăm pe fața lui cu chestia asta, mănușa lui Thanos. Da. Hai să încercăm, să vedem. Ok, mergem aici și facem așa din degete. Facem așa. S-a dus. Ia să vedem fața lui Cartoon Cat, ce se întâmplă cu ea. Uite cum se duce. Și facem și aici, că și aici e o bucată de față. Da. Ia. O să lăguiască jocul, vă zic de pe acum, că n-am ce să-i fac. Mai ales că e un caracter foarte mare. Dar practic ce se va întâmpla, toată fața lui Cartoon Cat va dispărea. Și vom vedea exact pe dinăuntru. Uite, ia uite cum arată. Cum arată el. Deci se mănâncă toată partea asta de interior. Asta ar fi, să zic, limba sau nu știu ce ar fi. Da, da, da. Dar și asta ar trebui, și asta face parte din față. Eu cred că e ceva, avem acolo ceva cremă de cireșe. Păi asta e cremă de cireșe sau de, de asta cum îi spune, căpșuni. Mm. Eu zic mai degrabă de căpșuni. Căpșune zice că poate e un pic mai rozalie crema, să știi. Crezi? Da. Bă, nu știu ce să zic. Le mai facem un pic aici așa frumos. Ia uite-l cum arată. Și acum nu mă pot abține, dar trebuie să vă mai arăt o chestie. Ia uitați-vă ciocanul lui Thor și... Bum! Am zis că merită să vedem ce se întâmplă. Da. Dacă mi-a dat o palmă. Mi-a dat o palmă. Te atacă, ai grijă. Ia, i-am spart dinții. Puh. Stai că mă bate, mă și bate, eu. Da, da, nu ce-mi face? Doamne ferește! Nu ce-mi face? Puc, îmi dă o palmă. Da, oameni buni, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Scrieți în comentarii ce caractere vreți voi să adăugăm pe Teardown. Putem practic orice caracter vă doriți. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Da.